Despre revoluții. Avem revoluția din Franța. Egalité, fraternité, liberté. Avem revoluția bolșevică din Rusia. Avem revoluția științifică. Și avem principiul acesta care e de foarte multe ori rulat, îl auzim de multe ori și prin cărți, că numai revoluția schimbă regimurile, cum a fost și la noi revoluția din 89. Numai o revoluție poate să schimbe un rău. Numai o revoluție poate să schimbe un tiran. Și așa și este. Dar, dacă ne uităm la Revoluția franceză, a fost o distrugere în masă a tot ce era. Distrugerea și uciderea regelui, distrugerea preoților, distrugerea unui mod de gândire, distrugerea unor valori care au stat în picioare până atunci și răsturnarea lor. Dar după un timp s-a observat că Revoluția franceză a trebuit să repună acele valori pe care le-a considerat inutile, cum ar fi credința. Și chiar dacă au ucis preoții, au ucis învățătorii, au ucis oamenii de cultură și au spus că doar oamenii fără educație trebuie să... poporul care a muncit din greu și a trudit din greu trebuie să fie la conducere și la cârma țării, după aceea s-a revenit, pentru că, practic, haosul creat de revoluție a trebuit să fie pus în ordine, reașezat prin valorile împotriva căruia te-ai răsculat, cărora te-ai răsculat și le-ai considerat nule. Și până astăzi, această valoare creștină este anulată ca urmare acele revoluții, dar nu în totalitate. Revoluția bolșevică din Rusia și cu această ocazie stăpânirea comunistă a distrus și a băgat la închisoare, a ucis regele, i-a ucis cu toată suita, știm foarte bine, și preoții, adică nu numai preoții, ci toți oamenii care aveau credința în Dumnezeu. Practic, aceste două tipuri de revoluție a ridicat pe pământ ateismul, necredința. Practic, libertatea este expresia vieții fără Dumnezeu. Iar cei ce trăim astăzi, o parte sau o consecință a revoluției științifice este ideea că materia ucide spiritul. Bunăstarea și rezultatele tehnologice care ne-au ridicat viața atât de mult, ne-au ucis spiritul, ne-au ucis sufletul. Da, poate că este așa, dar nu trebuie să permitem noi asta. Faptul că viața noastră cunoaște o bunăstare atât de mare este care urmarea capitalismului bine aplicat. Capitalismul care își propune ca binele să fie peste tot. Înțelegem această idee de capitalism pornind de la ideea lui Freud, ideea lui Ford, care a creat mașina, după care a spus că primii care trebuie să aibă mașini sunt muncitorii, pentru că ei au creat mașina. Apoi, mașinile trebuie să ajungă la oameni pe scară largă. Și cu această ocazie, viața oamenilor s-a îmbunătățit foarte mult. Dar asta nu înseamnă că noi, pentru că avem o bunăstare atât de spectaculoasă în secolul nostru, trebuie să permitem ca doar bunăstarea materială, care este atât de normală, atât de firească, pentru existența noastră, să permitem ca această realitate să fie unica noastră realitate. De aceea, dacă Revoluția franceză atât de cruntă împotriva lui Dumnezeu, împotriva dimensiunii spirituale, după un timp a simțit nevoia să ridice din nou biserici
și să-i readucă pe preoți și să-i pună și pe învățătorii legii lui Dumnezeu, să-i pună pe frontispiciu, să-i recheme la conducerea lumii, la conducerea țării. Dacă ne uităm la poporul nostru și la poporul rus și la popoarele care au trăit sub comunism, mai ales la poporul nostru, credința a fost cea mai mare forță de rezistență împotriva comunismului. Odată cu această revoluție științifică și revoluția unei confort și unei stări, unei vieți atât de bune, nu trebuie să permită pierderea acestei dimensiuni a credinței. Credința în Dumnezeu este esențială pentru viața noastră și de aceea cred că ar trebui vorbit permanent, cu orice ocazie, în orice condiții, discutat despre această perspectivă a spiritualității oriunde, oricând și cu oricine. Pentru că este un subiect extraordinar de frumos, este un subiect nemaipomenit de captivant. Să-ți pui mereu problema cuvintelor lui Dumnezeu care stăpânesc lumea și mai ales propria viață. E ceva foarte frumos și valoros că atunci când se întâlnesc două prietene sau doi prieteni, să aducă în discuție și această latură, și această dimensiune a existenței noastre care este esențială. Atunci, ce rost are existența? Ce rost are atâta suferință, atâta străduință, atâtea realizări în viață, dacă totul se sfârșește prin moarte și cu asta a fost tot? Dacă viața noastră se sfârșește așa, înseamnă că nu are sens. Ca viața să aibă sens, trebuie să existe cel care a creat viața și sensul vieții pe care noi trebuie să-l descoperim și să trăim în acord cu el. De aceea, dacă cele mai crunte revoluții l-au scos pe Dumnezeu din cetate și pe oamenii lui i-au ucis și i-au martirizat, cu atât mai mult în timpurile noastre libere, credința că atunci în comunism trebuie să devină cea mai mare forță și cel mai bun argument pentru viața noastră trăită în pace. Dacă suntem în convulsiile războiului, cu atât mai mult trebuie să ne rugăm și să încercăm ca viața să fie prețuită la orice nivel ar fi ea și pe orice bucată de pământ de pe Terra, pe orice palmă de pământ de pe Terra, viața trebuie prețuită, trebuie ocrotită, trebuie valorificată și trebuie să facem atât cât putem noi pentru ca viața să fie frumoasă și să dăinuie, pentru că viața este darul lui Dumnezeu pentru noi. De aceea trebuie să vorbim permanent cu tinerii noștri, cu elevii și copiii noștri. Dacă elevii și copiii trăiesc și se mișcă și discută cu noi și au conversații foarte frumoase cu noi și aud în permanență în jurul lor discutându-se despre această problemă a cuvântului Dumnezeu și a dimensiunii noastre creștine, copiii vor deveni foarte curioși, își vor pune problema ce înseamnă acest cuvânt al lui Dumnezeu. Îi vom incita să caute mai mult. Îi vom incita, le vom trezi curiozitatea să citească mai mult, să-și pună probleme mai mult și să-și schimbe cumva viața. Dar cât de salvator este pentru tinerii de peste tot să aibă această coordonată a credinței în Dumnezeu? Oare dacă societățile de astăzi l-au scos pe Dumnezeu din cetate și au transformat o parte sau unele din biserici în hoteluri sau în berării sau în magazine. Tinerii, o parte din ei, nu toți, care au alte preocupări decât cele firești și merg pe calea autodistrugerii, dacă ar descoperi în viața lor această dimensiune
a credinței puternice în Dumnezeu, viața lor n-ar putea să se schimbe. Una din cauzele pentru care o parte mare din populație trăiește în cea mai mare singurătate, o parte foarte mare din tineri derapează în tot felul de direcții autodestructive, oare nu e semnul cel mai clar și cel mai evident că societatea, a faptului că societatea noastră l-a scos pe Dumnezeu din cetate, din viața oamenilor, din preocupările lor, din tot ce înseamnă verticalitate și sens și trăire în această viață, care nu e simplu, nu e simplă, nu e simplu de trăit, ci punându-te în acord cu veșnicia care te așteaptă după această viață. Dacă noi oamenii am discutat în jurul nostru și cei din jurul nostru ar auzi măcar puțin, n-ar fi o curiozitate intelectuală atât de fină, atât de frumoasă. Dacă marea majoritate a tinerilor ar descoperi această dimensiune, cred că am avea mai puțină crimă, mai puțină disperare, mai puțin alcool, mai puține direcții destructive. Pentru că școala se termină la 18 ani sau pentru unii la 23 sau 24, pentru cei care fac facultate. Dar pentru cel care este ancorat în Dumnezeu și își pune în permanență problema moralității și a veșniciei, el participă prin biserică la o școală și la o educație permanentă. Lucrul acesta nu trebuie pierdut. Credința în Dumnezeu, credința creștină, nu trebuie pierdută. Și ca să nu fie pierdută, cred că fiecare dintre noi ar trebui să facă puțin câte puțin. În jurul său și trăind frumos, trăind în acord cu aceste idei, cu aceste idealuri atât de frumoase, atât de spectaculoase ale Mântuitorului Iisus Hristos. Ce este mai frumos când auzi că ți se spune fiți perfecți, așa cum Tatăl vostru cel din ceruri perfect este? Noi nu putem fi perfecți pentru că greșim fiecare zi, dar nu trebuie să persistăm în acea greșeală și trebuie să facem în așa fel încât să corectăm erorile de ieri pentru a fi mai buni mâine. Ființa umană nu este perfectă, este perfectibilă, dar punându-se în căutare și în trăire cu aceste valori atât de frumoase ale creștinismului, viața capătă un sens. Ai putere și forță interioară, ai pentru ce să trăiești, ai pentru cine să trăiești și lumea devine un alt înțeles în această ordine a cuvântului lui Hristos, care s-a răstignit pentru noi și dacă El a înviat, prin învierea Lui, vom învia și noi. E foarte frumos acest cuvânt. Fiți desăvârșiți precum Tatăl vostru cel din cerul desăvârșit este. Dacă cele mai crunte revoluții din lume nu au putut să anuleze această dimensiune a sacrului, dimensiunea credinței Dumnezeu, valorile cele mai înalte ale creștinismului și au fost readuse în cetate, nici în societatea noastră, nici timpurile noastre nu vor trebui să țină cont de aceasta și să repună pe frontispiciu această dimensiune a credinței care este salvatoare pentru fiecare om în parte, de la omul care are mai puțin valori materiale până la cel care are maxim. Puțin câte puțin, atât cât se poate pentru fiecare în parte. Vă mulțumesc că m-ați ascultat!